că Adrian Alexandrovna a oferit singurul interviu exclusiv despre ieșirea Elenei Udrea din închisoare și întâlnirea cu fetița lor, cele mai așteptate declarații. Le urmărim chiar acum, de altfel vedem și imagini în premieră cu fetița Elenei Udrea. Am văzut că la televizor s-a spus la mai multe posturi TV că a fost o permisie, deci nu a fost o permisie. A fost un eveniment organizat de către cei de la penitenciar, probabil într-o colaborare cu cei de la asistența socială. Au fost mai multe mame cu copiii lor, cei care au fost prezenți la acest eveniment. Cea mică, să știți că nu a știut unde merge, pentru că nu i-am spus, am vrut să-i fac o surpriză, pentru că după un an și jumătate, aproape doi, a fost prima dată când am schimbat locul unde ne vedeam cu Elena. Și a rămas chiar foarte, foarte plăcut, surprinsă de surpriza pe care i-am făcut-o în momentul în care a fost-o pe Elena. Vă dați seama, multe lacrimi și din partea mamelor și din partea copiilor. S-au jucat, au explorat grădina din curtea mănăstirii, un loc deosebit de frumos. A fost un moment destul de emoționant și cred că acest tip de vizită în aer liber este foarte benefic și sănătos pentru cei mici în special. Adulții, normal, dorul de copii, sunt departe de casă, dar pentru cei mici a fost cu totul și cu totul altceva, o experiență foarte, foarte bună pentru ei. În mod normal, noi avem cam o vizită pe săptămână, undeva la 2 ore, și se întâmplă doar în camera special amenajată pentru mama și copilul. Deja peste 6 ani copiii cred că înțeleg destul de bine ce se întâmplă și de ce nu vin părinții acasă. La un moment dat și la mine sau și pe mine a început să mă întrebe sub diferite moduri unde-i mama, de ce nu vine, și cred că și ea a început oarecum să înțeleagă că se întâmplă ceva, că nu e normal și că mereu se văd în același loc. Eu am întrebat-o ce își dorește de ziua ei și clar mi-a răspuns că vreau să vină și mami să fie cu noi acasă, pentru că ea deja înțelege destul de bine lucrurile, adică se exprimă corect, înțelege, e conștientă. Iar eu, bineînțeles, am încercat să-i spun, ok, bun, dar știi, dacă mami are treabă la birou și nu vine, atunci ce face? Și să vedeți cam ce a putut să-mi răspundă ca un adult, a zis, lasă, tati, nu-i nicio problemă, că poate reușim să mergem noi la ea să mâncăm tort. Acum vă dați seama ce emoții mă încearcă și pe mine acasă, că și așa le-am eu destul pe ale mele, toate celelalte probleme. Acum duc și povara aceasta în care de multe ori trebuie să explic celei mici anumite lucruri. Eu sunt și mamă și tată și bună și bunică și prieten de joacă și de toate.